Bună seara, stimați prieteni! Noi astăzi avem o conferință de presă mai puțin obișnuită, pentru că este în partea a doua zile spre seară, când afară s-a răcurit, când colegii noștri care lucrează, sunt angajați în câmpul muncii, au dat curs invitației echipii și au venit în fața Parlamentului pentru a transmite un semnal și a face o declarație politică referitor la acțiunile, sau mai bine zis, inacțiunile guvernării. De asta îi salut alături cu colegii mei. Și astăzi vom vorbi, de astăzi înainte, vom analiza atent legea bugetului care a fost votată pe 20 iulie, foarte rapid, prima dată în istorie probabil a fost votată legea bugetului pentru anul 2024, dar a fost votat cu mult înainte. De obicei se vota până în decembrie și era suficient timp pentru a discuta despre toate proiectele propuse, inclusiv de opoziție, iar societatea era în drept să cunoască ce priorități are guvernul și să vină cu sugestii, cu soluții, cu dezbateri. Vrem să vă amintim și astăzi venim cu o critică pe marginea acestui buget și ne vom referi strict la compartimentul ce ține de Transnistria, pentru că am ascultat foarte atent declarațiile de la guvern și în legătură cu ultimele acțiuni hidrometeorologice, unde au avut de suferit mai mulți oameni și de fiecare dată guvernarea noastră spune că nu are bani. Că nu are bani, noi vrem să-i credem că nu au bani pentru a acoperi pierderile din agricultură, nu au bani pentru a majora salariile polițiștilor, nu au bani pentru sistemul de învățământ, nu au bani pentru medicină. Și atunci când noi vrem să-i credem, venim și cu propuneri și le arătăm de unde se poate de luat de data asta, repetate, aducem în cunoștința și în opinia publică, vă vorbim despre aproximativ 7 miliarde de lei. Despre ce este vorba, vă explicăm foarte succint. Partidul Democrației Acasă a făcut de mai multe ori conferințe de presă, inclusiv de la așa numita punct de control, hotar administrativ, de la cetatea Bender, unde cazașii au pus post și nu ne permit să trecem mai departe. Și am vorbit despre așa numita hotărâre de guvern din 19.09.2001, făcută de comuniștii lui Voronin, prin care toți agenții economici din Transnistria sunt scutiți de taxă și impozite. Asta înseamnă că în Transnistria, din calculele pe care le-au făcut experții noștri, nu se plătesc la bugetul de stat între 4 și 7 miliarde. Am auzit și 4 miliarde jumătate și 6 și 7. Noi nu știm pentru că nu avem niciun control asupra fluxurilor care merg în Transnistria. Dar știm că nu plătesc nimic. Ba mai mult, avem o cifră estimată și aici putem să vedem estimările noastre făcute în baza colectării banilor la buget din Republica Moldova împărțit la numărul de populație și cu cei care trăiesc în stânga Nistrului. Noi am calculat că undeva 3 miliarde de lei se întorc înapoi sub formă de contrabandă din Transnistria. Carne, lactate, ouă, sub multe, multe alte articole neimpozitate, netaxate. Asta înseamnă că bugetul național, prin pierderi directe, asta înseamnă 7 miliarde și indirecte, s-ar putea și cele indirecte să fie mai mult, că noi nu știm volumul de contrabandă, undeva în jur de 10 miliarde noi le facem cadou regimului separatist din Transnistria. Nu că această poveste sau această problemă ar fi de astăzi sau de ieri. Ea se moștenește de acum 23-24 de ani. Doar că de fiecare dată guvernarea, care astăzi reprezintă puterea politică la Chișinău, spunea că nu există voință politică din partea Chișinăului oficial pentru a rezolva această problemă. Iar Oazu Nantoi, marele expert pe problema transnistreană, în toate emisiunile televizate, ne convingea cu voință de fier că noi vom avea voință politică ca să punem piciorul în prag și să-i punem în egalitate pe toți cetățenii de Republica Moldova. Asta înseamnă că toți agenții economici vor plăti taxe și impozite. Ia vedeți că după 2 ani de mandat și al treilea buget adoptat, voința de la Chișinău nu se manifestă. Cumva este lipsă.
Întrebarea noastră, ce s-a întâmplat între timp în 2 ani de zile de guvernarea de la Chișinău? Nu vrea nici măcar să discute public despre aceste sume impresionante de bani pe care guvernarea Chișinău oficial îl face cadou de fiecare dată, în fiecare an, Tiraspolul. Aici vrem să adăugăm. Declarațiile politice ale guvernării PAS sună foarte bine, solidaritatea cu ucrainenii, condamnarea războiului purtat de Federația Rusă împotriva Ucrainei sună bine din gura celor de la Chișinău, iar acțiunile guvernării contravin declarațiilor politice. Ce vreau să vă spun? Vreau să vă spun că Chișinău oficial a semnat în pofida tuturor criticilor aduse în spațiu public, a semnat pentru uzina metalurgică care nu corespunde, nu are niciun fel de tehnologii moderne și care este unul din pilonii de bază a regimului din Transnistria ca și finanță, a semnat autorizația de mediu, care, încă o dată spun, nu corespunde niciun unor norme de mediu. 2. Noi cumpărăm în continuare energia electrică de la stația Cuciurgan, fără să căutăm alternative, soluții, probabil și mai ieftine, pe piețele regionale. Iar toate acestea finalizează cu trădarea băncii naționale, care, în pofida faptului că nu a inclus în lista de sancțiuni sau nu s-a alăturat sancțiunilor americanilor, europenilor, împotriva sistemului bancar rusesc și nu a interzis oricare tranzacții, facilitează, iar prin băncile economice, cu acordul băncii naționale, militarii transnistreni, pensionarii militari transnistreni primesc banii veniți din Federația Rusă. Asta încă o dată demonstrează cinismul cu care operează cei din Chișinău. Noi aceste lucruri vi le spunem pentru a înțelege pe ansamblu imaginea dezolantă a Chișinăului în raport cu partenerii occidentali. Și ca să nu creadă guvernarea că toată lumea e proastă la Chișinău și nici europenii care vă susțin necondiționat și americanii livrează sute de milioane pentru a menține economia Republicii Moldova pe linia de plutire, europenii, mai multe ambasade, au întrebat, de fapt, guvernarea de la Chișinău ce se întâmplă cu această hotărâre de guvern și de ce nu se iau măsuri. Și pentru că nu-i suficient să fii ipocrit, dar trebuie să fii și trădător de țară, cei de la Chișinău au venit cu câteva propuneri pe care ei le consideră suficiente pentru a-i convinge pe europeni că ei acționează, lucrează pentru a rezolva problema transnistreană. Și au introdus în legea bugetului pentru anul acesta așa numită taxă de procedură sau procedură vamală. Este o taxă de procedură vamală de la 0,1 la 0,3 din valoarea mărfii, dar care nu depășește 1000 de dolari. Doar că aici societatea trebuie să înțeleagă. Această taxă introdusă de actuala guvernare pentru mărfurile care vin în Transnistria, pentru a le arăta europenilor că de moldoveni lor nu le pasă, trebuie să înțeleagă moldovenii că codul vamal nou, care va intra în vigoare la 1 ianuarie 2024, le anulează pe aceste taxă, rămân doar 2 sau 3. Colegii mei pot să vă le spună cu lux de amănunte. Asta înseamnă că, pe de o parte, noi le arătăm europenilor că am introdus această taxă, pe de altă parte, pe 1 ianuarie le anulăm pe toate. Asta înseamnă că ei nu vor avea de pierdut absolut nimic, cei din stânga Nistrului, vor continua să facă bani, iar cei de la Chișinău se întrețin în regimul separatist antinațional, iar noi trebuie să spunem public că cei din Chișinău facilitează motorina pentru tancurile din Transnistria, care urmează să împuște în caz de război în Chișinău. Ori suntem nebuni, ori ceva nu ne ajunge, pentru că eu nu cred că în această guvernare nu există voci, nu există conștiințe naționale care să spună că nu putem să alimentăm financiar motorină pentru armata de ocupație care urmează sau în orice moment poate să declanșeze un război împotriva noastră. Eu vreau să vă spun că noi am pregătit un comunicat în care am explicat toate aceste lucruri. Acest comunicat și în română și în engleză, tradus de colegii mei, va merge în următoarele zile la toate ambasadele noastre și voi nominaliza câteva. Ambasada Poloniei, care știm că este una din cele mai intransigente diplomații europene care susțin ucrainenii. Vom merge să informăm ambasada Ucrainei despre acțiunile
trădătoare ale Chișinăului. Vom vorbi cu europenii, cu americanii și probabil în câteva ambasade a țărilor baltice care le știm la fel de intransigente în problema războiului din Ucraina și a luptii cu influența nefastă a războiului hibrid purtat de Federația Rusă. Și pe final, în concluzie, reiterăm încă o dată poziția politică a Partidului Democrației Acasă. Cerem repetat guvernării PAS anularea hotărârii de guvern 1001. Fiți de partea corectă a istoriei și nu lăsați, pentru că asta înseamnă 3 ani de mandat pe care i-ați consumat în zadar, susținând guvernul separatist. Noi nu vrem să fim răutăcioși, dar memoria noastră este una foarte bună și noi ținem minte declarațiile de aici din fața președinției de acum 3 ani de zile, la venirea, sau 2 ani, la venirea reprezentantului Federației Ruse, un oarecare Coza, care din 2001 tot vrea să ne federalizeze și care la poartă aici a ieșit și a făcut declarații de presă. Și a spus foarte clar că doamna președinte ne-a dat garanții și ne-a asigurat că nu se va întâmpla nimic cu Transnistria. Să fie cumva oare adevărat, nu că eu aș crede ce spun rușii și reprezentantul lor, dar tot ce am văzut în ultimii 2 ani, iar cu tot cu președinții 3 ani, ne confirmă faptul că Cozac a primit asigurări care nu sunt încălcate. Și pe final, nu vreau să îl trec cu vederea pe Mr. Prezident, prețedatel de Parlament, Igor Grosu, care în una din emisiunile de la ProTV a spus-o foarte clar că Transnistria nu este o prioritate pentru guvernarea PAS. Toate aceste lucruri o să le publicăm în comentarii ca să nu credeți că noi le inventăm. Sunt lucruri grave pe care le spun autoritățile noastre și pe care pe noi, cetățenii patrioți acestei țări, ne dor. Pentru că noi avem astăzi o șansă unică să restabilim suveranitatea economică pe ambele maluri ale Nistrului. Chiar dacă nu putem încă să rezolvăm problema pe cale militară, că nu avem suficientă forță și nici voință, dar economic eu sunt sigur că astăzi putem opri și Cuciurganul, și uzina metalurgică, și șeriful care reprezintă oligarhii ruși, îi putem pune la respect să plătească taxe, impozite, iar de aici plătim pensii, salarii, drumuri și să nu ne mai plângem și să nu mai îmblăm cu mâna întinsă la europeni. Vă salutăm cu drag, știm că ați plecat în vacanță, vă dorim vacanță frumoasă, stați mai mult la umbră, că am văzut că soarele vă afectează și vă pierdeți cunoștința când ieșiți la soare, stați mai mult la umbră, vă așteptăm să reveniți la Parlament la muncă și să adoptați legi în interesul național. Doamne ajută, vă mulțumesc pentru atenție!